Din iunie și până în septembrie, trenurile Soarelui vor asigura transportul către Marea Neagră. Șeferii Călători spune cât durează drumul cu trenul pe ruta București-Constanța, dar și cât costă un bilet. Conform B365.ro, începând cu noaptea de vineri spre sâmbătă, 10-11 iunie 2022, CFR Călători dă startul programului estival de transport Trenurile Soarelui. 40 de trenuri vor asigura în fiecare zi legături directe din toată țara cu stațiunile aflate pe litoralul românesc, dar și cu delta Dunării, până la toamnă, în 11-12 septembrie 2022. Regiunile țării vor fi conectate timp de 3 luni cu cele mai căutate destinații de vacanță de la malul mării. Turiștii vor avea posibilitatea să călătorească fie cu trenurile directe dinspre Arad, Deva, Timișoara Nord, Reșița Nord, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov, Suceava, Iași, Galați, Buzău, fie prin asigurarea unei conexiuni rapide din București Nord prin intermediul trenurilor care circulă într-un orar cadențat la 1-2 ore pe ruta București Nord-Constanța și retur. O călătorie cu loc rezervat pe ruta București-Nord-Constanța la clasa a doua, la trenul Interregio, costă 59,60 de lei, la trenul Regio Express costă 33,20 de lei și la trenul Regio costă 30,30 de lei. La aceste tarife se aplică și reduceri astfel, 5% reducere din tariful de transport la cumpărarea online, de pe site sau aplicație și de la automatele de vânzări bilete aflate în gările mari, 10% reducere din tariful de transport la cumpărarea unui bilet cu ofertă dus întors, o reducere de până la 10% din tariful de transport la cumpărarea cu anticipație. Elevii beneficiază de gratuitate, iar studenții de 50% reducere la călătoria în vagoanele clasa a doua, relatează B365.ro.